Salut, eu sunt Iuli, ea e Bia. Bună. Soția și partenera mea de filmări. Am creat acest canal de YouTube în urma pasiunii mele pentru utilaje și încurajat de prieteni. Cu asta mă ocup în fiecare zi și vreau să împărtășesc cu voi experiența mea de aproape 20 de ani în domeniul utilajelor de construcții, în special buldo-excavatoare. Deci pentru prima oară pe canalul nostru de YouTube, abonează-te acum și activează clopoțelul pentru a nu pierde ultimele noutăți. Așa cum ți-am promis în ultimul meu video, dacă nu l-ai vizionat încă, regăsești linkul în descriere mai jos. Astăzi îți voi arăta cei 4 pași esențiali pentru a face această schemă în siguranță. Mergem la utilaj, îl spălăm și ne apucăm de treabă. Așa cum ți-am promis, am revenit de la spălătorie, am spălat utilajul exterior-interior și în continuare îți voi prezenta 4 aspecte de care trebuie să ții cont când vrei să înalți utilajul în schema asta. Pe primul loc avem cupa de față. Ea trebuie să fie deschisă pentru a câștiga înălțime și stabilitate. Niciodată nu încerca poziția cu dinții în pământ, într-un pământ moale. Pentru că ți se poate întâmpla asta. Al doilea lucru cel mai important, dacă utilajul tău are funcția de control balans, butonul trebuie să fie pe off. Da, oprim funcția de control balans, avem nevoie de o cupă foarte stabilă în partea de față. On, off. Al treilea lucru la fel de important este poziționarea brațului. Brațul trebuie să fie fix pe jumătate, nu în partea stângă, nu în partea dreaptă. Iar al patrulea lucru e poziționarea cupei. Da? Cupa trebuie să fie cu dinții în jos. Da, avem nevoie de stabilitate, să nu alunece în față, să nu alunece în spate. Da, întotdeauna orientată cu dinții în jos și cilindru închis la maxim. Da, nu cum îl am eu, închis la maxim. Am închis și cilindru. Deci, cupa poziționată, dinții în jos, nu contează că aveți o cupă de taluz, o cupă de săpat cu 3 dinți, cu 5 dinți. Da, dinții întotdeauna orientați în jos. Să nu-i permită cupei să alunece în față sau în spate.
Poate te vei întreba, la ce-mi folosește să știu asta? Nu trebuie să o faci pentru distracție, ci doar să urci, să cobori în locuri unde nu ai acces la o rampă. În 2019 am câștigat un contract frumos la căile ferate doar pentru că am reușit să urc utilajul pe platforma trenului neavând acces la o rampă. Dacă vrei să vezi clipul, îl găsești în descriere. Afară de cele 4 aspecte pe care ți le-am spus, asigură-te că ai rezervorul plin sau cel puțin 3 sferturi. Nu vrei să rămâi fără motorină sus acolo, el o să se împline așa, sorbul nu o să mai poată tragă motorină în rezervor. Iar cea de-a doua chestie, când te sprijești cu scaunul, asigură-te că e blocat în spate, da? Nu vrei să te prindă așa înclinat, să aluneci înapoi și pierzi controlul utilajului. Dacă ți-a plăcut acest video, like, subscribe și share. Ne vedem la următorul.